președinte, la mulți ani am văzut mâine, face o vârstă frumoasă să ne trăiți. Să ne trăiți, așa, așa s-a dus vorba. Așa s-a dus vorba. Să-mi spuneți când vă găsiți poziția. Să putem începe, a intrat toată lumea? Închideți ușa dacă au intrat. Bună ziua și bine ați venit așa. Încep prin a vă spune felicitări și mă bucur să vă văd astăzi cu toții aici. Urmează să vă mânăm certificatele, înainte de mânarea certificatelor constatatoare. Luați loc. Înainte de mânarea certificatelor constatatoare, profite această cale pentru a mulțumi în primul rând întregii echipe a biroului electoral, atât membrilor, cât și personalului auxiliar din cadrul instituției prefectului județului Olt, în primul rând și domnului prefect, oameni adevărați profesioniști, oameni devotați, care au depus toate eforturile pentru ca aceste alegeri să se desfășoare în condiții normale și să fim poate una dintre puținele circunscripții din țară care nu ne-am confruntat cu incidente de natură organizatorică. Sunt convins că fără efortul lor, fără priceperea și devotamentul lor, nu am fi reușit. Vă mulțumesc tuturor partidelor politice care ați înțeles în această campanie electorală că lupta pentru a convinge electoratul se dă prin idei, programe și nu prin alte tehnici sumersibile. În ceea ce privește activitatea parlamentară, repet ce v-am spus și cu ocazia depunerii dosarelor de candidatură, că la aceste alegeri nu avem învingători sau învinși, fie că vă aflați la guvernare sau în opoziție, întreaga România are de câștigat. Ca practician al dreptului, vă doresc să adoptați legi bune, drepte, corecte și un program de guvernare care să satisfacă interesul tuturor cetățenilor acestei țări. Sper ca Dumnezeu să vă dea gândul bun și să contribuim cu toții la crearea unei Românii a celor drepți, o Românie corectă, o Românie oamenilor de. Totodată consider că a venit timpul să punem capăt certurilor sterile dintre partidele politice și să creăm posibilitatea tuturor forțelor animate de gânduri bune să-și unească eforturile unanim și să contribuie la reconstrucția acestei țări. Numai printr-o cultură și educație putem să ne întărim prezentul și să creăm premisele unui viitor armonios și rodnic. Urmează să vă mânăm certificatele doveditoare. Începem cu Senatul. Încă o dată vă urez mult succes. Și începem cu dumneavoastră, domnul Stănescu Paul. Aveți o vârstă echilibrată, un om matur, un om profund, cu multă experiență în domeniul politic. Și care v-ați implicat în mod deosebit așa cu privire la toate problemele care v-ați confruntat la nivelul județului Olt. Vă dorim acum mult succes și să vă focalizați toată atenția. Aveți încredere. Și cu privire la acest județ și să nu dezamăgiți oamenii care vă dau acest vot. Domnul Diaconescu Preincă. Felicitări, ne pare bine așa, ne bucurăm pentru că avem posibilitatea să rămânăm acest certificat doveditor. Mă bucur că ne-ați onorat cu prezența și să întăriți sistemul sanitar, că de acolo vă exercitați profesia și ați avut o campanie focalizată mult pe imperfecțiunile și pe crearea unor lucruri bune în acest domeniu. Doamna Mirea. Cum spuneam, avem de la toate formațiunile politice. Vă mulțumesc mult, venit să vă pup. Și multă baftă și putere de muncă. Să semnați și dumneavoastră.
dumneavoastră a venit mai de dimineață, domnul Șterbo, și l-am numit personal împreună cu colegul de la Partidul Social Democrat. Domnul Ciocan Dan. Multă boaptă. Ne bucurăm așa că avem posibilitatea să se numim personal și mai gânduri bune așa pentru binele întregii națiuni. Urmează domnul Stănescu Alexandru. Fratele dumneavoastră. Da, frate bun. O familie bună. Să mă nasc și mult. Doamne, ține-ți mai bine așa. Să nu mai cânătăm. Felicitări și multă baftă așa în acest mandat. Domnul Iancu Marius Cătionel. Sunteți o persoană care vă aflați la primul mandat, da? Vă dorim multă experiență, putere de muncă, pricepere și faceți parte dintr-o echipă care vă poate ajuta să progresați și să vă exercitați atribuțiile în litera și spiritul legii. Și urmează domnul Nuță Mihai, o persoană cu experiență în domeniul legislativ. Sunteți la al treilea mandat. Cât mai multe, ne bucurăm așa pentru prezența. Numai din așa, Dumnezeu să vă face o treia cu un gând bun, care să găsiți soluțiile cele mai bune. La penultim, la penultim. Încă o dată fericitări. Mă bucur că sunteți prezenți cu toții. Mă bucur că am încheiat acest proces electoral fără probleme. Exact cum v-am spus, am fost una dintre puținele circunscripții electorale din țară care nu ne-am confruntat cu probleme de natură organizatorică. Campania electorală a fost desfășurată în mod corect, onest, au fost mici incidente care am intervenit cu anumite soluții și le-am pus capăt, dar important e că lupta pentru a convinge electoratul a fost corectă, demnă, prin programe, proiecte și ne bucurăm așa pentru faptul că formați o echipă și sper că, indiferent de pozițiile pe care le vor ocupa în Parlament, să găsiți măsurile cele afectivate, ferme, de așa natură, încât toate pădurile sociale să fie mulțumite.